atunci când am început să organizez fanfara, am copiii când eu la muzică, spune la părinți, întrebau unde să duci, nici la trughi. La trughi. Nu spune că la muzică, ori la fanfara, duci la trughi și gata. Eu așa s-o cutie că e la trughi. Și sunt numit cam tăți trughi, dar fiecare trubă are denumire corectă. Așa e trompetă, ăsta e trombon, așa la e bas. Mă numesc Tudor Cibătărean, lucrez aici în Casa de Cultură de 38 de ani. Când vin, le dau primul, le împărțesc la instrumente, le-am dat instrumente, după ce le-am dat instrumente, încercăm să pronunțăm primul sunet. Le înveț cum să iei instrumentul, cum să pălească limba, cum să pălească piciorul, cum să respirația, cum să tragă aer, fiindcă mult depinde de respirație. Ta, ta, ta. Ta 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 ta. Și apoi șeciură, învățăm a pronunța primul sunet, a doilea, a bate cu piciorul, a bate cu limba, până ajungem la învățăm, lucrăm asupra alfabetului muzical. Boala asta s-a pornit, pandemia asta și s-a terminat tot și n-am făcut niciun concert, nimic. De la început mi-a fost tare greu, că știți, în sat nu a fost sanfară și cândva s-a auzit că a fost aici în afară, dar eu când am venit aici în sat n-am găsit, n-am văzut nimic, cât era în mână și instrumente vechi. Ne ocupam cu dânsile, să vă spun că altele chiar le legam cu sârmă, cu izolent, în vălăcen, era tare greu. Până încet ne-am pornit, că 38 de ani am trecut prin multe chestiuni de astea. Bun, înseamnă că joi? Da. Nu m-aș poți să vin mâine să te urc cu așa, dar mâine știi pe ești mare, nu? Tu ai ce pot asupra așa lucrare. Este pot să las pe mine. Prin ești o plăcere când vezi un copil că depui munca asupra lui și vezi că trece vreo 3-4 ani când îl vezi de-am el cântă. Vezi din urmă lucru, toată munca asta care depus-o, o vezi că a apărut. Dar e mai dureros, ea, că, deși vă spun că acum e mai greu o leacă de lucrat, că copiii nu s-a așa cu interesat să vină el să sufle în trombonul și ala ori în bas și ala el, mai bine s-a dus în bar, luat acolo. Vă spun așa cum este, o bere sau mai știu decât să vină el să asta ia. A avut, cred, nu știu, alte probleme, așa ce. Și aici sunt tot a doua, dar s-a mescătura a doua, unul e a patra. V-am spus că am doi care cântă în orchestra prezențială, unul cântă în orchestra de grăniceri, altul e dirijor de fanfară, doi discipuli am încă studenți la colegii de artă. Mai liniștitul lecuț și bătaie din cine. Ta, 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 trei, patru. Să vede că mi-a plăcut mai tare să învăț copiii.